De Cupa Mondială se leagă foarte multe povești, care mai de care mai fascinante, dar cea despre care vom vorbi astăzi este cu totul remarcabilă. E vorba de celebra cupă Jules Rimet, prima cupă mondială ca design, pentru că voi probabil cunoașteți Cupa Mondială sau mulți dintre voi cunoașteți Cupa Mondială ca arătând așa. Dar din 1930 până în 1974, Cupa Mondială se numea Cupa Jules Rimet și arăta așa. În 1966 se întâmplă un lucru ce lasă mută întreaga planetă. Cupa Mondială este furată tocmai în Anglia, țara în care urma să se desfășoare campionatul mondial din 1966. Rar s-a întâmplat ca organele de ordine din Anglia sau din Marea Britanie să fie făcute de râs. Însă acest episod face din Poliția Metropolitană și din Scotland Yard un subiect de film comic. În 1930 avea loc primul campionat mondial de fotbal ținut în Uruguay, la care au participat doar 13 echipe, 7 din America de Sud, Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Paraguay, Peru și gazda Uruguay, una din America Centrală, Mexic, una din America de Nord, SUA și 4 din Europa, Belgia, Franța, Iugoslavia și, surprinzător, România. Finala a fost câștigată de Uruguay cu 4-2, învingând Argentina, iar apoi a primit trofeul Cupei Mondiale, denumit Victory, o statuetă de 3,8 kg și 35 de centimetri ce o reprezenta pe Nike, zeița victoriei la greci, ridicând o cupă octogonală deasupra capului. A fost creată de sculptorul francez Abel Lafleur. Din argint placat cu aur, cupa octogonală din partea superioară de aur masiv de 24 carate și baza de azurit. Au câștigat-o apoi italienii de două ori, în 1934 și în 1938, învingând Cehoslovacia și Ungaria. Al doilea război mondial a transformat, din păcate, stadioanele în ruine și zeița a trebuit să fie ascunsă de pofta lui Hitler de a o câștiga cu soldații, nu cu fotbaliștii. Așa că președintele Federației Italiene de Fotbal și vicepreședintele FIFA, Barassi, a furat-o, între ghilimele, adică a ascuns-o sub patul său, într-o cutie de pantofi, unde a stat până după război, când Cupa Victory a fost rebotezată Cupa Jules Rimet, în onoarea francezului care avusese ideea de a crea această mare competiție mondială prezentă și azi. Jules Rimet a fost președintele Federației Franceze de Fotbal între 1919 și 1946 și al treilea președinte FIFA și cel mai longeviv de până acum, 33 de ani între 21 și 54. Cupa Jules Rimet a fost câștigată apoi de Uruguay în celebra finală cu Brazilia, Republica Federală Germania, Brazilia apoi și în 66 gazda turneului final urma să fie Anglia, patria mamă a fotbalului. Cu câteva luni înainte de startul competiției, delegații Federației din Brazilia, care era la acea vreme deținătoarea trofeului, au lăsat cupa în custodia FIFA, care organiza o expoziție de promovare a mondialului la Londra, în Westminster. Pe 20 martie 66, ziua în care cupa Jules Rimet în valoare de 30.000 de lire, atunci era expusă la Londra, în jurul prânzului avea loc o slujbă religioasă sub înalt patronaj regal într-o altă aripă a complexului istoric Westminster. A fost momentul perfect pentru ca hoții să acționeze și să fure Cupa Mondială din sala de sport și timbre, lăsând în urmă o colecție de timbre în valoare de 3 milioane de lire sterline de care nu s-au atins absolut deloc. În mod ciudat, cei doi paznici din sala de unde a dispărut trofeul nu au dat nicio declarație publică, protejați de oficialii firmei de protecție. 20 martie 1966, aproape 4 luni până la startul campionatului mondial din Anglia. Trofeul e expus de Federația Engleză de Fotbal la un eveniment aproape de palat și păzit de Scotland Yard și totuși dispare. Cum a reușit poliția din Londra, delegată să-l păzească în permanență, să piardă urma trofeului? Rămâne până în ziua de azi una din marile umilințe ale poliției metropolitane, a cărei imagine a fost salvată de un cățel numit Pickles. Absolut nimic nu a fost în regulă cu paza. Cupa doar a fost furată.
Federația engleză de fotbal a primit acceptul FIFA să prezinte publicului Cupa Mondială cu trei condiții. Trofeul urma să fie transportat și păzit de o companie serioasă de pază ca să fie păstrat și supravegheat în permanență într-o vitrină de sticlă închisă și să fie asigurat de 10 ori valoarea lui primind-o astfel la schimb. Numai că Scotland Yard a uitat partea cu în permanență. Pe 20 martie, între orele 11 și 12 dimineața, polițiștii au coborât un etaj pentru a asista la o slujbă religioasă. Când s-au întors, au observat că trofeul nu mai era la locul lui și hoțul nu a lăsat nicio urmă. După panica de început, au fost date semnalmente suspectului. Reacția publicului nu a dus nicăieri, la poliție venind doar farse sau piste greșite. Într-un final, la biroul lui Joe Mears a ajuns un bilet pe care era înștiințat că trofeul poate fi răscumpărat sau va fi topit. Președintele Federației a acceptat imediat să plătească 15.000 de lire sterline și un punct de întâlnire a fost stabilit. Cel care a trimis scrisoarea a acceptat să vină în parc pentru a lua recompensa. Cu banii nu venea însă un asistent al lui Joe Mears, așa cum îi spusese, ci un detectiv al poliției. Mai mult, servieta conținea doar câteva sute de lire sterline, sub ele fiind simple hârtii. La locul întâlnirii, posibilul hoț nu și-a dat seama de aceste lucruri și la insistențele detectivului a acceptat să-l îndrume spre locul unde era trofeul. Când a observat că mașina în care se afla e urmărită, suspectul a sărit și a încercat să fugă. A fost rapid arestat și dus la secția de poliție, fiind identificat, apoi condamnat pentru furt. Fără urmă, deci, de trofeu, judecătorul nu a putut să-l condamne pentru furt, ci doar pentru intermediere și solicitare de bani, primind 2 ani de închisoare. La o săptămână după dispariția trofeului, Dave Corbett, un londonez de 26 de ani, ieșea cu câinele până la cabina telefonică de lângă casă. Câinele, un collie numit Pickles, a observat un pachet misterios lângă mașina unui vecin și a mers acolo. Stăpânul său rememorează pentru BBC, la peste 50 de ani distanță, că a mers la mașina vecinului pur și simplu, mirosea ceva, așa că m-am dus să-i pun lesa. Am observat un pachet pe jos, înfășurat în ziare, legat foarte bine cu sfoară. Curiozitatea m-a făcut să-l ridic și am rupt o bucată din ziar. Am văzut că scria Brazilia, Germania de Vest. Fiind fan al fotbalului și știind toate mediatizările furtului, mi-am dat seama despre ce este vorba. Inima a început să-mi bată foarte tare. Era Cupa Mondială, mi-am zis. Dave Corbett a dus imediat trofeul la o secție de poliție unde nu a fost luat în serios. Nu arată ca o cupă mondială, i-a spus un sergent. După ce a fost confirmat că e adevăratul trofeu, tânărul Corbett a fost interogat și a dat seama că principalul suspect a fost eliberat repede. După vreo oră m-au lăsat să plec. Când am ajuns acasă, toată presa din lume era acolo. Pentru serviciile aduse Angliei, Pickles a primit medalia de argint a Ligii Naționale de Apărare Canină, mâncare pentru câini care i-a ajuns un an și un rol în comedia Spionul cu nas rece, nominalizată la Globurile de Aur. Stăpânul a primit 5.000 de lire sterline de la Federația Engleză și alți sponsori. Cel mai mult a contat însă invitația la petrecerea de după câștigarea campionatului mondial. În fața mulțimii, capitanul Bobby Moore a ridicat întâi trofeul, apoi pe Pickles. Câinele și-a marcat teritoriul, erau toate vedetele acolo, iar Pickles s-a dus la lift și și-a făcut nevoile. Nu m-am simțit așa rușinat în viața mea, râde acum Dave Corbett. Cu banii primiți din recompense, Corbett și-a cumpărat o casă nouă în care trăiește și acum. Pickles, al cărui nume înseamnă murătură în limba română, a murit în anul 1970. Anglia a păstrat cupa până la următorul mondial, ce a fost câștigat tot de Brazilia. Ca dorința a creatorului Jules Rimet, trofeul a rămas acolo după ce naționala lui Pele a ajuns prima triplă campioană mondială. În decembrie 1983 a fost furat din nou de la sediul Federației Braziliene de Fotbal din Rio de Janeiro și nu a mai fost găsit niciodată. Cupa creată pentru turneul final din 1974 este folosită și astăzi.